Luni 6 iunie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea unei fapte de natură penală în urma unei postări în mediul online în care se observă că doi câini sunt loviți în mod repetat și ulterior uciși de către un minor. În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un minor în vârstă de 12 ani din comuna Turdaș a lovit în mod repetat cei doi câini, iar în urma loviturilor suferite, animalele au decedat. Fapta ar fi fost săvârșită în anul 2020 și înregistrată cu telefonul mobil de un alt minor din comuna Turdaș, înregistrările fiind postate în mediul online în cursul zilei de ieri. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere animalelor cu intenție și fără drept. În acest caz, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în spațiul public în mediul online a unor înregistrări în care se observă cum un minor identificat în urma cercetărilor ca fiind vârstă de 12 ani din comuna Turdaș lovește în mod repetat doi pui de câine. Aceștia au decedat în urma loviturilor primite. Prin urmare, se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere cu intenție și fără drept a animalelor. Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală, urmând a fi dispuse măsurile legale sub coordonarea parchetului. Cum făptașul este minor sub 14 ani, acesta nu răspunde penal pentru fapta comisă. De asemenea, având în vedere că de la comiterea faptei au trecut mai mult de 2 ani și a intervenit decăderea, nici părinții minorului nu mai pot fi amendați pentru fapta comisă de copilul lor. Procedura legală în vigoare prevede că minorul va trebui expertizat psihic după o decizie a parchetului competent și se poate efectua și o anchetă socială în acest caz.